Salut, pare din Republica Moldova și din România. Suntem azi în data de 6 ianuarie 2021, în ajun de Sfintele Sărbători de Crăciun, nașterea Domnului, pe rit vechi, adică, și au venit să întâlnim împreună sărbătorile, oaspeții și prietenii noștri din partea de sud a Republicii Moldova. Mulți dintre dumneavoastră îi cunosc, este familia Bloșenco, domnul Scutari cu soția, domnul Chetroi cu soția împreună. Și... da, uite așa. Și dacă au venit până aici, au făcut 300 și o leacă de kilometri. Noi am spus că venim, nu? Da. Am zis eu că nu umblu prin stup deloc, dar uite cu ocazia asta, că nu vine în fiecare zi, am să deschid câțiva stupi, adică o să-i deschidem împreună, chiar să vedem situația care este. Problema, aș zice eu, la momentul dat, e umiditatea. Umiditatea foarte mare în aer și căldura și ar duce la declanșarea poncii. Dar nu avem și face, asta este. Să ne uităm și prin stup, domnul Scutariu, sau ce spuneți? Stăpânul, cum el comandă. Numai decât. Doamna Maia, ia-mi spune un număr de la 1 până la 20. De 19. 19. Din care parte? Din deal sau de vale? Eu nu știu unii număr. Tu spune. A, din deal. Din deal. Deal la vale. A, așa. Aici știu că am 20 asta. 19 e asta. La fiecare rând ne uităm stupul 19. Super. Să vedem și este prin... De atât am zis până la 20, pe rândul ăsta am 20 de stup doar. De asta-i tot împachetarea. Nu mai văd mai aproape. Departe nu văd, și da? Alghinuța. Super. Și de cuibul, vedeți. Încoași hrană, de asta am zis, n-am și fașii. Dacă îmblu eu întrânsul și văd eu acum, sau și aș putea să-i fac. Da, dar alghina stă în ghem și nu-i nici o pontă. Care zic nu mai este pontă. La mine mai este un lucru. Uite, datorită faptului că șede pernuța asta pe... Așa pe rami, albina a intrat în intervalul ăsta, aici iernează. Ca să treacă matca, dacă uite, matca e în centru, și dacă ar fi să treacă de pe o ramă pe alta, ar trebui matca să meargă sau prin partea din fața ramilor sau pe desupla ramii, nu? Și dacă chiar și începe ponta, am un pic de puiet, uite aici, în centru, pe intervalul ăsta. Atât. Și albina nu e problemă că se facă ceva căldură ca să... Asta e albina locală. Nu începe e ponta până când nu-i vine timpul, nici nu se grăiește. La care nu-i pregătită albina de iarnă? Eu zic că anul ăsta am intrat mai bine, în comparație cu anul trecut. Vedem în primăvară și se întâmplă pentru când dau mulți telefoane cu comenzi de roieri, domn Scutar, la mata cum este. Așteptăm primăvara, în fiecare săptămână cineva este cereri de... S-a neandut și număr din deal la Valea, 19 la stup. Asta e din orice să număr. Uite, prin stupiun, uite, am tot pus numai alun. Să vedem pentru primăvară, am câțiva de acum au și o să aibă și cu asta. Care e? Așa ăla. Mă uitam tot la doilea. Aici e 19 la, da? Uite așa, aici știi ce a fost? A fost un roi făcut târziu și aici am mai adăugat o leacă de alghină, se poate ierna. O și familie de producții sau o fi o matcă de rezervă. E un roi foarte frumos și să fie roi de producții. Roi, alghina curată, am uitat, zăsură, sură, mâncare, uite cât are e până în spate. Păi foarte frumos prezint, albina nici nu se discute, mulți ori dori să aibă așa roiuri la momentul de față. El stă în ghem, nu-ți pornește la samanat, nu-i... Și am luat care e 19 de asta, Ian. Nu e important, dar nu schizi. Nu, băi, am zis că atâta că sunt... Uite, 84. 18. 19. 86. Nu am subit la 1, la ochi. Tata, tu cu număratul. Aici stai, da? Să nu mă încurc, dacă mai numărăm o dată. Am luat următorul număr. Nu, mă. Cum am ieșit, cum și... Mi-am pierdut. Cu meditatea, cum stați? Să vedem. Noi. Uite și aici, e ca alghinei, se vede aici, se vede dincoace. Uite așa. Chiar dacă temperatura e în plus, alghina iernează, la care stă înșerată și... Dar stă foarte... ghem la noi cu atât mai mult. Uite domnul Chetroi, domnul Serge, cum spune, că la dânșa azi zburau ghem la noi. Zburau? La noi, ca niciodată, anul ăsta au zburat
La zbor de curățire am avut în mijlocul iernii, așa nu avem niciodată. Dacă asta nu e o discuție, o să vă spun ce zburați. Hai, 58. 58. Nu mai lăsați în gheața de... Da, pe lângă, în frigurăm. Uite. Frumos. Ramele curate, uscate. Aici dacă și-o tras umeditatea asta de la ploaie sus, da, dar ramele se vede, uscat, uscat. Da, da. Noi unde am fost, în călăraș fix așa, era identic, e frumos, frumos. Albina care nu a fost pregătită pentru iarnă, de acum a trebuit să-i dus. Da, da, pentru că a spus cum a sunat și care... Și care nu-i hrana corespunzătoare, dar care cu păduchii, cu asta, de acum trebuie să-i dus. Care s-a ghicat? Nu mai dau de două, patru, patru. Nu s-a nimeni algina de asta. Nu s-a nimeni, așa? Audio. Strâns în ghem. Liniștit. Dar n-are ce face ea muia. Nici de pontă, nici vorbă. Da. Ce să mai grești pontă. Da, dar te-ți grezi de pontă și eu de atât am spus, care alghina e pregătită de iarnă, e n-are când. Ponta apare acolo unei familii foarte slabe sau au probleme cu păduchi, unde este o problemă, atunci matca încearcă să recupereze. Așa, aici nu avem sumă 6. Aici nu este. Aici de 12? Da, am zis de asta, am să le iei câți grele, da, cu lui. Le deschid unul. Este stupurile lui domnul Dadan, da? Al domnul Dadan și al domnul Rus, încă de la Uniunea Sovietică. Frumos. Iar uscat. Frumos, foarte frumos. Frumos, frumos, frumos. Asta-s prima dată când am văzut și eu albinii mele iarna asta. Așa mai vin prin prisacă, știi, și te mai roade. Dacă, nu, mai dacă noi nu vedem, nu erai să știi. Vedeți cam asta, e situația că știi de ce, eu, iată, mai deschid din urmă, omul, de aici, am mai prost. Eu am, eu e egalat în toamnă. I-am făcut cât de cât, țin, șes, rami, ca primăvara aia și-a lași lucru la cât, înțelegi? Cât de cât egal, și în primăvară iar folosesc metoda Blinov. Le strâng pe 4 rami, cu hrană. Problema la noi e proteina. Proteina la noi e problema problemei primăvara, polenul, adică. Măcar proteina e la magazin. Proteina de-a mie în casă, la mine. Nu e la magazin. Dar stau eu la magazin. De-a stoamnă, da, e acasă. Nu, de-a stoamnă, de-a munte, la sărbători. Aici am unul singur care iernează într-o parte. Eu de regulă iernez în dreptul urdinișului. Aici am unul singur într-o parte. Așa s-a făcut ghemul. S-a venit cu... O diafragmă ți o pun și nu i-am mai pus-o. Așa și-o rămas într-o parte iernează. Uite la ăsta și-i. Frumos! Șepte rame, ramele sunt de 300, adică dadant, în 30. Uite, se vede la diafragmă și așa. Eu obișnuiesc la diafragmă și uite lângă ăsta să nu am albină. Nu puneți deloc polistiren? Nu pun nimic, dar pentru ce? Alghina de frig nu stemi, să aibă mâncare de ziun, să-și cea mai gine când, așa spun eu, când la diafragmă sau la perete nu șede un pumnișor de albină acolo aia. Mai gine să stea în interval, nu la diafragmă. Mortalitatea, primăvara nu am probleme. Anul trecut, dacă și-au fost mai slabi, familia a fost slabi din toamnă, dar iernă, foarte bine, așa slabi cum au fost. Și toți cărășe. E că așa este, uite, astea-s de... Aici i-am punit. Dar trebuie să-l știi tu. Dar eu le știu pe ăsta. Are 10 kg capacul ăsta, nu-l mai e vântul. Dar ăsta e capacul original de la Dadan, da, cum da, am da, făcut da, 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 da. Nu, și că uitați-vă cum e ventilarea pe deasupra, cum trebuie să fii original ventilarea. Da, 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 uite, tet. Tet e. Tet și... Da. Eu le las, uite, fantele astea vieți. Intră aerul pe acolo. Ies pe alături, ia că să vezi câteva alghinuți aici, moar, dar sunt uscate. Dar e normal să fie câteva, nu. Și cuibul. Păi frumos, gram de umiditate, gram de...
Ideal. Și asta e tot împachetarea mea, adică practic eu nu fac împachetare deloc. Lipsa la umiditate pe tatăl. Vedeți cum a făcut grelea naibii. Da. Nu trebuie să te duci la fitness. Eu am stupii ăștia, da. Dar nici jele să-i stric. Tare bine iarnează. Băi, eu nu-i stric. Eu uite așa, da. Cum se găsesc. Ia ce-ți spun, acolo am să fac o vatră pentru roi. Da. Și o să-i dau că să nu mai lucrez cu corpul 2, pentru că sunt foarte grele. O să fac câte un corp, uite-l mai fac în set câte o podea, un supraînălțător și un capac. Și lucrez pe să stea ei numai cu două corpuri. Și la generația care vine trebuie de arătat în ce au lucrat. Noi am lucrat, părinții noștri. Și au lucrat, uite, am orizontale și ei. Da, ca dar și ca muzeu tot e bun. Da. Așa la care e chezâș. Da. Nu, că nu sunt alghini acolo. La mine a venit un cumpărător la alghini și eu avem un stup de seala și o să cu șleapca lui Hitler. Care-i cu... Vezi niște splori la tine? Da. Băi, uitați-vă... Pacelea. Aha. S-a manat în primăvară, a ieșit abia în toamnă. Când a dat umiditatea. Da, eu zic, domnul Scutari, că uite, problema primăvară așa și așa ca un pronostic, nu știu cât de vanga să iau. Dar uite, toamna când a dat ploile, a ieșit tot sămânța din pământ. Și buruienile, ierburile nu au reușit să înflorească, să fac sămânță. Acum primăvara și mai iesă. Eu am citit într-o carte și sunt unele plante care 18 ani își păstrează sămânța. Păstrează, dar tot una nu-i... Păi, cred că să ne așteptăm câteva la bun. Avem... Că arată toți alunul la dânsă. Cum e? Uite, mă bucur și eu că a început și la mine să apară flori. Uh-huh. Drept că-s destul de cam greu. Cresc, au ăștia vreo 6 ani de zile de când mai i-am pus. Mai avem de 2 ani, dar uite așa de mare. Păi, mai cald la voi să vede. Uite și mei mai ocupi pe acolo, mai sunt. Și rod a avut mult. Încărcat. Încoașe la mine spine și tata lung. Și o să scoți copaci. Aici au fost toți pomi de ăștia de mieri. Uh-huh. Dar i-am scos din puțină că nu-i pot strochi că salghinele și cădeau tot. Adică nu era nic sens și am zis eu că spun ceva pentru care să nu-i stropesc și să am flori de vreme la albine. Uh-huh. Dar tot un alunul, nu știu cât ne-am putea noi folosi de floarea alunului, pentru că la noi e destul de frig când înflorește alunul. El înflorește după temperatură de acum. Nu știu, o să vedem. N-am avut în zonă. Că să... Eu am și strâns polen. Uite, așa e din zona la Călăraș, sunt tare să-l au cu alun. Când prind câteva zile la alun, bat tot cu polen. Da. În orice caz, eu, domn Scutari, după ce am fost atunci la dumneata, în august, septembrie, începutul septembrie, nu știu când am fost. Am venit acasă, mai pusesem eu niște turte, dar am venit la greu cu turtele după ce am fost acolo. O ajutat, o vizită. Și, da, păi eu din toată vizita, la orice stupar, când mă duc eu cu ceva, că eu bun, că eu rău, dar tot una eu ceva. Adică că faci greșit, că nu fac eu, sau că faci bun și mai eu după dânsul. Adică învăț ceva și din filmuleță la fel. Când am venit și am început a pune turtele, care a fost rezultatul? Albine și așa și așa aduce eu câte o leacă de polen. Dar în rami păstură nu avem deloc. Am făcut rezervă. În momentul când am pus turtele, au apărut pe rami păstură. Și acum în fiecare stup eu am câte o ramă în care este păstură. Nu spun plin cu păstură. Dar pentru început este, până am intervenit noi după primul zbor de curățări cu turtele. Și s-a pregătit o generație care iernează. Dar se vede alghina. Se vede, strălucește alghina. Asta a fost un efect foarte bun. Și cred că care au probleme cu alghinii și analizează și nu au făcut în luna august. El, de fapt, pregătirea pentru iernat, eu încep din exact după salcâm. Dacă crezi că atunci familii buni, când merg la floarea soarelui, familiile nu rămân slabe tare, tot una se răresc albinele la floarea soarelui, se uzează. Dar rămânând un număr mai mare de indivizi, pot crește o familie mai bună pentru iernat. În momentul când n-ai pregătit-o din iunie, rămâne după floarea soarelui, vai de capul ei o leacă de alghină și încă ești blocată matca cu nectar și care nu deblochează la timp. În zonele unii blochează, spun că nu peste tot locul, nu oriunde fac așa. E problemă în toamnă. În toamnă. Majoritatea în noiembrie, decembrie, de acum nu mai au albini. Ia că care e treaba. Sergiu, cum e la tine? Spune și tu. E bine anul ăsta. După cum a fost așa toată vara, n-am suferit mult după salcă. La floarea soarelui aveai senzația că o să iarneze pe 2-3 rame, dar le-am stabilit. Le-am stabilit și acum sunt o medie de 5 rame, cred că.
Păi nu, hai spunem și la mine, dacă erau strâns în 5 rami, tot era, dar eu le las puțin mai larg din și cauza. Dar fiecare le strânge cum... Eu le larg mai, las mai lărguțul, te deschid un stup aici chiar înaintea noastră. Vezi că am tras la fel. Eu nu am pe 8 rami, pe 7 rami, asta pe 8 rami nu am și nu am pe 5. Uite cât e. Asta e o familie. Și eu și fac primăvara. Uite rama asta, care Albina o consumat destul de puțin de pe dânsa, și rama asta o dau după diafragmă. Și aia este ea, le pun ca cuib. Metoda lui Blinov. Și aia este două rami, rămân după diafragmă, unde Albina poate să duc să-și iei hrana, adică nu intră în stres nutrițional ca să... Da, când au și mânca. Folosesc ramele fără spetează. Da, dar mă ajută mult. El le face așa. Le strângeți mai tare. Da, dacă se primăvara face... le strâng mai mult, ușor la discăpășit, când ai pus cuțitul, ai tras. Dacă se faceți pastoral, nu... Ei, da, e problemă. Dar eu în momentul când nu fac pastoralul, nu mă... Locația îl ajută să nu fac pastoral. El are da. Două da, cuiesuri stabile. Dar în ce direcție pleacă? În ce direcție? Încolo, încolo? Băi, întâi... În orice direcție. Pădurea de Salcân ca atare în partea și e la noi la vreun kilometru jumate, dar avem aici un sat Slobozeichi și Căreni, spune, de ucraineni și fiecare acasă are câțiva copaci de Salcân, adică practic la vreo 500 de metri este ceva cules de Salcân aici mai aproape. Pomii fructiferi tot satul, adică pentru dezvoltare dacă este timpul și floarea soarelui, majoritatea cazurilor tot încolo, adică înspre nord. Deci la vecini are mieri. La vecini știi și fac, îi dau câte un borcan din ieri, numai să nu strochească copaci, ca și că altfel nu, e cumnatul, el și ne înțelegem noi. Și în zona voastră mieri sunt mulți și dacă n-are iarnă, da, toamnă mieri cumpiri. Mai cumpără o ladă de mine. Da, da. Problema au pus livada pentru pământul cam rău aici, la noi nu se face altceva și au pus livada, da? Cam asta s-au văzut situația prin stup, cu ocazia asta am văzut și eu la mijlocul iernii. Dar problemele, vreau să spun, problemele nu începe amuiancă. Problemele începe peste vreo lună jumătate. Uite atunci începe problemele. În sfârșitul februarie, începutul martie, luna martie când se schimbă albina și în urmă n-are și ne crește puietul, atunci problemele se începe. Am albina n-ar fi trebuit să aibă probleme. Dacă e hrănită bine din toamnă, e tratată să nu aibă păduchi și e restrânsă, are miere de calitate. Nu trebuie să aibă probleme. Atunci, de acum, e greșeala pe care o face apicultorul în primăvară. Până aici se vede apicultorul de toamnă. Da. De acum, în primăvară, cât o să reziste albina, tot depinde iar de apicultor. Eu, Sergiu, în primăvară mă strădui alghina care a iernat să nu o forțez. Să o las încet până să schimbă alghina, după aceea îi dau și cu stimulări și cu hrăniri și cu... Dar în momentul când e alghina bătrână și trecut în calme, s-au făcut zbor de curățări, dar de obicei la noi 4 luni nu zboară. De la începutul noiembrie până la sfârșitul februarie, începutul martie, la noi nu zboară alghina. Și dacă le mai forțezi și tu cu ceva, le gătești în primăvară. Aici cu stimularea de primăvară e mult de vorbit. Sunt diferite metode, forțare deodată, mai târzie. Tot depinde acum de... Cu atât mai mult că eu nu fac rapiță. Asta. Și nu-mi trebuiește dezvoltare, când noi ajungem la Salcâm, să stau prin copaci și strâng roier. Anul ăsta ai spus că ai rapiță. Am la vreo 3 km rapiță, anul ăsta o să guste și amelii rapiță, vrei, nu vrei. Pentru stimulare, la 3 km. E, da, o să ajung, la rapiță se duc ele, 3 km se duc. La 4 și la 5 se duc. Dacă s-ar duce așa la Salcâm ar fi bine, dar așa la Salcâm nu se duc atâta. Bine, cam asta este. Vă duc o zi bună la toți, pentru cei ce sărbătoresc nașterea Domnului pe stil vechi, sărbători fericite, pentru prietenii noștri din România, pentru că astăzi, sau când, mâine, mă tin, că este Boboteaza, nu? Astăzi, da? Astăzi pare mi se Boboteaza, mâine Sfântul Ion, cred că așa, dacă nu greșesc. Sărbători fericite la toți, pe care îi cheam, poartă numele de Ion, Ioana și așa mai departe. Și noi și mergem la discuții la călduț, că afară e rece.